Înscrierile în clasa pregătitoare. Prima etapă se fac până joi, 16 martie inclusiv. Până miercuri, 4.276 de cereri au fost depuse la școlile din județul Brașov, dintre care 223 de cereri au fost depuse online. În județul Brașov sunt disponibile 5.280 de locuri pentru înscrierea în clasa pregătitoare. În acest moment, la nivelul județului Brașov, am avut 5.280 de locuri pentru înscriere prevăzute. Au fost 4.276 de cereri, iar dintre acestea, online, au fost 223. Urmează etapa a doua, când se vor înscrie copiii care nu fac parte din circumscripțiile școlilor și care încearcă să ajungă la o școală pe care și-o doresc. Etapa a doua începe pe 24 martie și se încheie pe 30 martie. În această etapă, toți cei care vin din alte circumscripții pot fi înscriși în numărul locurilor rămase vacante de la școlile unde își doresc să ajungă. Cererile tip se pot completa online sau la unitatea de învățământ în care părintele dorește înscrierea copilului. Părintele poate solicita prin bifarea în cererea tip de înscriere ca locul de la școala de circumscripție să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învățământ pentru care părintele a făcut opțiunea din lipsă de locuri libere. Validarea cererilor tip completate online se face zilnic în intervalul orar 8-18. În zilele de 22 și 23 martie vor fi afișate atât în unitățile de învățământ cât și pe site-urile acestora și al Inspectoratului Școlar Județean candidații înmatriculați, informații privind numărul locurilor libere și lista copiilor neînscriși după prima etapă. Dacă după prima etapă copiii nu sunt cuprinși în nicio unitate de învățământ, părinții vor completa o nouă cerere de înscriere. Repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă. A doua etapă de înscriere va avea loc în perioada 24-30 martie, urmând ca rezultatele finale să fie afișate în data de 6 aprilie. Între 7 și 13 aprilie, inspectoratele școlare județene vor soluționa toate cazurile nerezolvate după finalizarea celei de-a doua etape de înscriere.